sunt Virginia și astăzi vă voi vorbi despre interviuri. Avem următor scenariu. Te afli în momentul în care nu te mai poți întoarce. Ușa s-a închis în spatele tău, ai auzit-o încet, dar sigur. Și tu te afli chiar acolo, singur, în fața unei persoane a cărei job este să te evalueze chiar pe tine. Îți pui să stai calm, dar mâinile tale pur și simplu nu se opresc din tremurat. Din nu știu ce motiv ciudat, îți vin în minte tot felul de momente din filme în care actorul principal este interogat. Cine ești și de ce ai făcut asta? Spune chiar acum. Ți se pare un scenariu cunoscut? Este posibil. Pentru mulți, interviurile pentru job sunt destul de intimidante, chiar înfricoșătoare. Dar, de fapt, care este elementul care ne face să tratăm asta cu teamă? Sigur, vorbim despre discuții care îți pot influența viitorul. Adică, de ce ai fi stresat de asta? Mai mult, ești permanent pus sub lupă. Analizat pe toate părțile, de parcă ar trebui să faci parte dintr-un sistem care nu admite nicio greșeală. Un singur răspuns incorrect și ești scos din peisaj. Încep să te întrebi, dacă recruterul nu mă place? Dacă spun o prostie? Dacă nu știu să răspund la o întrebare? Oricât de normal este să-ți pui astfel de întrebări, asta este un proces total neproductiv și care poate aduce tot felul de blocaje. Așa că îți propun câteva lucruri care să te ajute și să-ți amintești de ele de fiecare dată înainte să mergi la un interviu. 1. Primul lucru este să știi că oricât de dur ar putea fi un interviu, actorul principal ești tu. Compania este cea care ți-a lansat invitația să fii acolo, nu-i așa? Ar fi făcut ea asta dacă ar fi considerat din start că nu ești persoana potrivită? Cel mai probabil că nu. Cel mai sigur este că le-a plăcut CV-ul tău și acum vor să-ți cunoască varianta live. Vor să-ți vadă abilitățile, aptitudinile și, bineînțeles, personalitatea. 2. Apoi se pune problema pregătirii. Poate suna un clișeu. Chiar te sfătuiesc să faci o cercetare asupra companiei la care aplici. Adică vrei să stai în fața lor și să spui, știți, eu sunt foarte potrivit pentru compania dumneavoastră, indiferent cu ce se ocupă ea. Sau vrei să-ți impresionezi viitorul șef cu informațiile pe care le ai. 3. Desigur, nu uita partea vizuală. Poate CV-ul tău a fost impresionant, dar să te prezint la un interviu în tenis și într-un tricou ponosit nu este cea mai bună abordare pe care o poți avea dacă vrei să-ți impresionezi viitorul angajator. 4. Să fii la timp este de asemenea un criteriu important. Ține minte, punctual înseamnă în aceeași măsură cu să nu întârzi, dar nici să ajungi prea devreme. Și nu uita să fii politicos cu oricine întâlnești în companie, chiar cu toți, începând cu portarul, persoana de la recepție, inclusiv cu cei de la mentenanță. Numai că ei pot fi viitorii tăi colegi, dar bunele maniere pot fi adesea un criteriu de selecție. 5. Atunci când ești în timpul interviului, chiar dacă ți se pare greu, amintește-ți că nu relaționezi cu un robot fără suflet și chiar cu o ființă umană. Se poate ca persoana din fața ta să se comporte dur, dar și are sentimente, respiră, mănâncă, doarmă, exact ca tine. Bine, se poate ca unii să fie aroganți, nepoliticoși, dar să știi că asta nu se întâmplă prea des. Pur și simplu, gândește-te că respirați același aer. 6. După interviu îți recomand să faci un follow-up. Însă încearcă să transmiți un mesaj personalizat. Nu lua copy-paste ceva găsit de pe net doar pentru că ți se pare că sună mai bine. De multe ori un mesaj simplu, dar original, face o mare impresie decât unul profesionist. Așa cum vezi, un interviu nu trebuie să fie o experiență horror total ieșită de sub controlul tău. Dacă ții cont de câteva lucruri simple și pornești la drum cu încredere în tine, cu siguranță îți poți îmbunătăți semnificativ șansele de a obține jobul pe care îl dorești.